Un leu a reușit să scape dintr-o grădină zoologică din Canada. Incidentul, petrecut probabil în urma unei erori umane, s-a sfârșit cu eutanasierea felinei. Riscul anestezierii leului este prea mare pentru public, a declarat proprietara grădinii zoologice, precizând că era prea periculos să se aștepte ca sedativul să-și facă efectul asupra animalului. Aceasta a fost aspru criticată pe Facebook pentru decizia de a ucide leul. Conducerea grădinii zoologice a declanșat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a scăpat animalul.